E bine ca elevii să aibă teme de vacanță. Vacanța în sine înseamnă perioada dedicării relaxării, o pauză de la învățat. Așadar, temele de vacanță sunt sau nu benefice? Care este scopul lor? Temele de vacanță nu sunt obligatorii, dar nici nu sunt date elevilor fără un motiv. Părerile profesorilor pe această temă sunt împărțite. Pedagogia de zeci de ani se bate pe această temă. Părerea mea este că dacă e vacanță, să fie vacanță. Eventual, în ultimele două săptămâni, să mai treacă printre filele manualelor, să-și mai reamintească, mai ales la cei mici, vorbim de litere, de cifre, de scris, citit. Dar niște oameni pregătiți în domeniu au hotărât că vacanța trebuie să fie vacanță. Ca profesoară de limba română știu cu toții, elevii mei cel puțin, le dau de făcut un fel de mape de vacanță și aceasta sintetizează cunoștințele pe care le-au acumulat pe parcursul unui an, dar nu toate, doar schematic. Deci pe ei ajută foarte mult și ei știu asta. Mapele care pe an ce trece se completează cu alte noțiuni. Doar schematic, ca atunci când dau câte un examen, cum e cel de a șasea, dar acolo mai puțin, sau cel de a opta acolo, într-adevăr simt eficiența acestora. Bineînțeles că le-am dat și lecturi, în cazul în care își doresc să citească, pentru că vara e lungă, nu că le-aș cere automat în septembrie, ci le-am dat lecturile ca să aibă și ei cu ce să se hrănească spiritual și măcar de atunci când citesc, să citească ceva accesibil lor. Vacanța e vacanță. Temele de vacanță sunt la alegerea fiecărui elev. În primul rând, elevii trebuie să se relaxeze și trebuie să-și încarce bateriile pentru anul. Ele trebuie să aducă bună dispoziție elevilor. Elevii au și ei opinii diferite când vine vorba de lecțiile și lecturile suplimentare pe care le pot primi pentru perioada verii. Ce vei face în vacanță? Mă voi distra cu prietenii. Teme ați primit? Da, am primit. Le vei face? Le voi face, pentru că n-am de ales. Și lectură suplimentară, poate? Da, la română. Cum crezi că va fi în vacanță? Ce ai pregătit să faci? Să ies pe afară. Teme? Și alea. Ai primit teme de vacanță? Am primit la limba și literatura română. Și cum ți se pare ție această idee, în sensul că vacanța mare este pentru a te bucura de ea? Păi, este o idee bună, pentru că o să vină examenele și trebuie să lucrăm și în vacanță. Ai primit teme de vacanță? Nu, n-am primit. Și ți se pare bine? Un lucru bun? Da. La ce materii? Păi la matematică și la română. Și cum vezi tu, în sensul că ar trebui să te bucuri de vacanța mare și tu trebuie să mai și înveți? Cum ți se pare? Păi eu chiar aș vrea să învăț și în vacanță, pentru că îmi place școala. Ați primit teme de vacanță? Nu. Ți-ai fi dorit? Nu, mai bine nu. Nu putem însă ignora nici părerile pedagogilor care susțin că temele ușoare sunt indicate din motive lesne de înțeles. Cu cât pauza dintre perioadele de studiu școlar este mai mare, cu atât elevii vor uita informațiile mai repede și le va fi din ce în ce mai greu să se acomodeze. Pentru a nu-și pierde ritmul și îndemânarea, este bine ca școlarii să își mai exerseze cunoștințele, făcându-și temele primite. Indicat ar fi ca părinții să-i îndemne să facă ceva în plus, aparținând uneia dintre materiile care le plac, spun cadrele didactice.